Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal Parfumat. Povestim astăzi despre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută și după cum vedeți aici avem și un parfum nou despre care să vorbim astăzi. Este vorba despre Nebras de la Latafa, parfumul acesta care a nebunit internetul. Toată lumea spune despre el că este minunat, că este delicios, că este ciocolatos, puternic, persistent și că este o clonă a parfumului Billie Eilish. Auzind toate aceste păreri, trebuie să recunosc că nivelul așteptărilor mele era sus de tot și o să vorbim despre el. Sunt multe de zis în legătură cu Nebras, chiar dacă sunt primele mele impresii, așa că o să-l las mai la urmă. Vorbim despre restul parfumurilor pe care le-am purtat săptămâna trecută și o să discutăm și despre acesta. Și o să încep cu parfumul cu care mi-am și început săptămâna trecută. Este vorba despre Amouage Honor 43. Acest parfum puternic și delicat în același timp. Da, cred că descrierea asta îi se potrivește foarte bine pentru că este o combinație de acrișor, proaspăt, ceva, cred că de la rubarbă. Apoi avem o combinație de flori, de petale de flori catifelate și cremoase și avem o bază lemnoasă, balsamică. Este un parfum interesant și mi se pare că de fiecare dată când îl port mai găsesc ceva la el, mai găsesc niște arome noi. Îmi place foarte mult parfumul și este genul acela de parfum pe care, după care eu întind mâna atunci când ies undeva. Nu îmi vine să-l port, nu știu, când merg în parc sau când merg la market, când merg la școală, pentru că mi se pare că nu este genul acela de parfum atât de jucăuș. Cere o ieșire. Cam asta vreau să zic. Este un parfum foarte frumos, persistă foarte bine și da, este intens, îmi place mult de tot parfumul acesta. Și tot vă spuneam despre Amouage Honor 43 că nu este genul acela după care eu întind mâna oricând și oriunde. Vorbim acum despre Burberry Goddess, care este fix opusul. După el întind mâna când merg oriunde, când merg pe lângă casă, când merg la școală, când merg în parc, deci acesta este un parfum de zi cu zi pentru mine, pentru perioada rece, un parfum cu multă vanilie, cacao, lavandă, un parfum foarte nuanțat și cald, îmi place mult de tot parfumul acesta și da, este foarte, foarte bun de purtat așa de zi cu zi. Un alt parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută este Emeras sau Amoros. Putem să-i zicem așa pentru că mă încurcă această denumire. De la Rule Fragrances, un parfum inspirat din iubire și pasiune și da, când miroși acest parfum, simți, ai așa o imagine cu un buchet mare, mare de trandafiri catifelați. Dar cumva este doar ideea și imaginea, pentru că mirosul este un miros creativ de trandafiri. Pentru că eu nu am mirosit trandafiri care să fie așa, deși imaginea pe care o ai atunci când îl miroși te duce cu gândul la un buchet mare de trandafiri catifelați pe care l-ai primit de ziua ta împreună cu un bilețel. Ceva de genul sau poate mă duce cu gândul la o cină romantică, chestii de genul ăsta, dar este un parfum elegant, este un parfum simplu, dar sofisticat în același timp, este un buchet de trandafiri cald și lemnos, dar și spicy. Foarte frumos miroase parfumul acesta și am testat mai multe parfumuri de la Rule Fragrances. Sunt parfumuri foarte purtabile și foarte interesante, simple, dar cumva sunt niște arome pe care eu nu le-am mai simțit. Asta îmi place foarte mult la aceste parfumuri și acesta este unul foarte potrivit acum în perioada rece, dar îl văd oricum destul de versatil. Nu cred că aș putea să vă descriu parfumul acesta încât să vă dați seama de miros. Cel mai bine merge și testați. Oricum, sunt parfumuri destul de scumpe
și nu recomand să cumpărați blind, mai ales când vine vorba despre un parfum scump. Un alt parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută este Le Pact de la Twins. Și acesta este mai nou în colecția mea, este un parfum care se găsește pe Dubai Collection la un preț super mic, însă din punctul meu de vedere, prețul nu spune nimic despre parfumurile de la Twins. Sunt niște parfumuri super ok, la prețuri mici. Îmi plac mult de tot aceste sticluțe și știți că Mojo este preferatul meu și pot așa să fac o paralelă între ele. Dacă Mojo este un parfum dulce, efervescent, fructat, gălăgios, Le Pact este varianta mai cu mințică, este și el un parfum fructat, vanilat, dulce, dar și curățel în același timp, este mai așezat, este ca o îmbrățișare caldă față de Mojo, care este așa pe distracție, pe veselie. Îmi place foarte mult și Le Pact, sunt parfumuri bune, cel puțin pe mine persistă foarte bine ambele. Și despre ele pot să spun mai multe pentru că pe ele le-am purtat mai mult, am mai testat și altele, îmi plac și altele, dar Mojo și Le Pact sunt preferatele mele. Vin cu un mic update în legătură cu parfumul acesta de la Gramatic Dramatic, sper că n-am greșit denumirea, Exorcism, știți voi ce zic, știți parfumul cu siguranță. Vreau să vă zic că l-am lăsat o perioadă în sticluță, știu că Adriana, cea care mi-a făcut mie acest decant, avea parfumul nou și noi am vorbit despre el atunci când l-am primit. Ei bine, l-am lăsat în sticluța asta și acum l-am purtat și mi se pare că s-a intensificat și cumva s-a așezat. Îmi place foarte mult cum miroase. Tot mi se pare că se duce în zona la Danța de le Libelule în uscare. Se duce în zona aia, dar nu este la fel, adică aș putea să le am pe ambele în colecție. Și mi se pare că este mult mai cremos, da? Deci când l-am folosit după o perioadă am avut un șoc, zic, oh, ce s-a întâmplat cu parfumul acesta? S-a intensificat foarte mult. Și cumva am reușit să simt ciocolata din el, alunele, deci are o deschidere super cremoasă cu această ciocolată, combinația asta de ciocolată cu alune. Este un parfum cald, este un parfum dulce, cremos, ciocolatos, dar are ceva proaspăt acolo. Nu este nimic listat în note, deci avem așa, alune de pădure, caramel migdale, mos cu ciocolată și ambroxan și avem boabe tonka, santal și benzoină. Deci nu e nimic în note, dar eu simt acolo ceva acrișor. Printre toate aceste note ciocolatoase și cremoase simt ceva acrișor. Ca un fruct acrișor, ca un măr acrișor. Asta simt eu. Dar este un parfum foarte frumos, ce să zic, îmi place parfumul acesta și poate că o să mi-l iau și eu la un moment dat în colecție. V-am zis că mi-a mai plăcut și Haptic, deci cumva aș vrea să-l mai testez și pe acela, dar măcar un parfum de la această casă vreau și eu, de la Gramatic Dramatic. Să trecem la Nebras. Pentru că cam astea sunt parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută. V-am zis că a fost cumva o săptămână haotică, am tot testat parfumuri, am testat foarte mult acest Nebras, m-am super enervat în legătură cu el, pentru că aveam așteptări mai mari, desigur. Asta se întâmplă pentru că este inevitabil să nu îți faci niște așteptări când vezi că toată lumea vorbește despre un parfum. Ideea e că toată lumea îl și descrie și într-un mod destul de măreț, să zic așa. Hai să vorbim despre sticlă în primul rând. Cum a ajuns la mine, s-a întâmplat asta. Mi-a ieșit capacul acesta. Nu mă omor după sticlă. Bine că nu mai iese de tot, dar când l-am deschis prima dată a ieșit cu totul. În fine. Nu contează. Acum, haideți să trecem la note.
Are ca și note fructe roșii, mandarină în deschidere, în mijloc avem vanilie, cacao și trandafir, iar în bază avem zahăr, boabe tonka, ambră și mosc. Când a venit la mine parfumul, trebuie să vă spun că a fost un șoc pentru mine pentru că l-am simțit foarte subtil. Fetele mi-au spus, cele care au acest parfum, mi-au spus să aștept pentru că are nevoie de macerare și înțeleg. Oricum, în câteva zile a început să fie mai cremos, să fie mai intens. Și până acum, după o săptămână de testat așa, pot să zic că nu este ce mă așteptam eu. Ce urmează, nu știu. Dacă se întâmplă minuni, nu știu. Eu o să-l țin undeva, nu o să-l mai bag în seamă o perioadă și o să văd la un moment dat dacă devine mai intens, dacă se așează, dacă se limpezește cumva mirosul, să zic așa. Dar ce simt acum sau primele mele impresii nu mă dă pe spate. Nu mă dă pe spate pentru că nu neapărat că nu este el un parfum ok, ci pentru că mă așteptam eu la altceva, mă așteptam să fie mai intens, mai cremos, să simt o ciocolată acolo și el este o clonă după Billie Eilish, așa spune lumea. Eu pot să zic că nu prea știu bine cum miroase Billie Eilish, l-am testat, știu sigur că l-am testat în magazin și prima mea reacție a fost wow, am simțit o ciocolată cremoasă în Billie Eilish. Aici nu am simțit-o atât de cremoasă și cumva mă așteptam să fie mai aproape sau să simt ceva mai aproape de ce am simțit în magazin când am testat Billie Eilish. Sper să înțelegeți ce vreau să spun. Eu nu zic că este un parfum rău, este chiar un parfum frumos. Nu mi se pare atât de dens, nu mi se pare atât de cremos, nu mi se pare atât de puternic, însă este un parfum frumos și eu o să-l las la macerat. O să-l păstrez, o să-l țin acolo și o să vedem la un moment dat ce se întâmplă. Acum, despre miros, este o combinație, stați așa, să dau pe o altă hârtiuță, ca să vă zic ce simt de la început. Mie nu mă dă pe spate deschiderea asta, nu este ceva curățel așa, e... Da, se simte o cacao cu fructe, cu zahăr, vanilie și spicy. Deci pentru mine parfumul acesta este așa o combinație de vanilie cu fructe roșii, nu ciocolată, nu ciocolată cremoasă, pentru că am văzut că toată lumea îl descrie în felul ăsta și acum, na, fiecare se și exprimă diferit și înțeleg, adică înțeleg, doar că pentru mine mirosul de ciocolată este mult, de fapt, pe mine mă duce cu gândul la o ciocolată cremoasă atunci când văd note de ciocolată într-un parfum. Aici pot să zic că simt o cacao amestecată cu zahăr. Boabele tonka au și ele un rol acolo pentru că simte o vanilie spicy. Deci combinația asta de cacao, zahăr, tonka și fructele astea roșii care și ele se simt cam pe tot parcursul. Adică și în bază simt o bază dulce, fructată, îmi place, îmi place per total, este un parfum frumos, dar nu este ce mă așteptam eu și sper că o să se macereze, o să se întâmple ceva și o să simt acest parfum mai intens. La fel mă aștept și în legătură cu proiecția și cu persistența. Da, îl simt pe piele destul de mult timp, dar parcă aș vrea să-l simt așa în jurul meu, să fie o bulă de... pentru că îmi place mirosul, deci îmi place mirosul și aș vrea să simt acest miros în aer, nu neapărat când îmi miros mâna. Sper să nu fie o problemă cu pielea mea, deși eu nu prea am probleme cu parfumurile în general. Persistă destul de bine pe mine, chiar și cele despre care alții spun că nu persistă prea bine.
Mă așteptam să fie mai intens, mai cremos. Cam asta este. Momentan este un parfum dulce, fructat, vanilat, spicy. Este un parfum frumos. Nu știu sigur dacă seamănă foarte bine cu Billie Eilish, pentru că nu l-am analizat atât de bine pe acela. Însă promit că o să-l testez pe Billie Eilish și o să-l analizez și o să-l compar cu acesta. Poate că săptămâna asta o să ajung în mall și o să testez Billie Eilish, pentru că nu mi-l mai amintesc atât de bine încât să vă zic dacă seamănă bine cu acela. Știți cum e, când ne ducem în magazin, testăm multe parfumuri și nu am fost foarte, foarte atentă. Dar mă duc special să îl testez pe Billie Eilish și o să vă spun în clipul de săptămâna viitoare, în parfumurile săptămânii, o să vă spun dacă mi se pare că seamănă bine sau nu. Dar vreau să mai spun ceva. Billie Eilish, dacă este atât de frumos și dacă toată lumea vrea o clonă pentru el, nu este un parfum atât de scump. Adică dacă Billie Eilish este atât de frumos, de ce ar fi nevoie să-ți cumpere o clonă? Pentru că prețul pentru acest Nebras este peste 200 de lei. Sincer. Sincer, nu consider că își merită banii și îmi place parfumul, miroase bine, dar mi se pare cam scump. Cam asta am avut de zis momentan. O să mai discutăm despre acest parfum pentru că nu sunt lămurită în legătură cu acesta. Mai vorbim despre el după ce o să testez Billie Eilish. Și cam asta este pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul. Spuneți-mi și voi ce parfumuri mai purtați în această perioadă. Nu uitați să vă abonați și să-mi lăsați un like dacă v-a plăcut acest clip. Și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!